greutăți. Dușmanul personal îl putem ierta. Suntem datori să-l iertăm și să-l iubim. Teologia sau Sfinții Părinți ne învață că atunci când primești o palmă, poți să întorci și celălalt obraz. Căci totul se rezumă la propria ta persoană, deci la propria ta smerenie. Este adevărat că Mântuitorul Hristos, când a fost pălmuit de către soldați, nu a întors celălalt obraz. De ce oare? Pentru că era nevinovat. Pentru că a spus mai departe, dacă am greșit cu ceva, dovedește. Dacă nu, de ce mă bați? Profunde cuvinte, rostite de însuși Fiul lui Dumnezeu. Câtă iubire poate să fie avut pentru noi, care ne putea recrea din nou, ne putea face din nou. Și totuși nu. A ales ca El să moară pentru noi, ca prin moartea Lui omenească, ca să spun așa, să ne schimbe pe noi ontologii din interior către exterior. Și evreii aduceau jertfe de împăcare cu Dumnezeu, dar erau lucruri materiale exterioarelor. Nu se schimbau cu nimic ontologic. Se aduceau jertfele ca la piață, un ritual bazat pe nimic. Pe când Hristos nu mai vrea jertfă de la noi. Nu mai vrea asemenea jertfe. Duhul umilit, adică smerit, inima înfrântă și smerită, cum spune. Vedeți? Aceasta este jertfa pe care putem să o aducem. În fața dușmanului personal. Dacă mă lovește dușmanul personal, nu pot să spun decât iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Sau că nu știe ce face. Depinde cât sunt. Însă, diferențele fundamentale apar acolo unde de la dușmanul personal se trece la dușmanul cetății. Dacă în primul caz suntem datori să-L iertăm, suntem datori să-L iubim, suntem datori să ne rugăm pentru îndreptarea Lui sau să-L încercăm noi prin orice alte mijloace să-L îndreptăm, când vine vorba de dușmanul cetății, lucrurile nu stau așa. Când cetatea este amenințată, se poate pune mâna chiar și pe armă. De ce? Pentru că nimeni nu are dreptul să intre în cetatea care reprezintă rădăcina ta ca popor. Rădăcina ta ca neam și ca virgulă credință. Dacă o cetate își pierde rădăcinile, își pierde neamul, își pierde credința, cu adevărat toți membrii cetății își pierd sufletele. De aceea, dacă în primul caz ne rugăm pentru iertarea celuilalt, în al doilea caz lucrurile stau cu totul altfel. În al doilea caz punem mâna pe arme și ne apărăm credința cu prețul vieții. Și avem dovada vie atâția domnitori pe care i-am avut. Sfinții brâncoveni pe care i-am tot menționat. Sfântul Ștefan cel Mare, care cu oaste mică punea mâna pe sabie și ieșind în fruntea poporului, toți îl urmau. Și fără șosete în picioare și fără săbii, fiecare cu ce avea la îndemână. Dar toți erau cu domnitorul lor. De ce? Pentru că luptau pentru neamul lor, pentru cetatea lor, pentru credința lor. Iar astăzi ce facem? De bunăvoie și nesiliți de împrejurări, suntem prea ocupați cu problemele minore ale vieții, ca să spun așa, și nu avem nicio problemă cu cei care ne calcă în picioare credința, cultura și așa mai departe. E normal să. A devenit o propoziție foarte la modă. E normal să, nu știu, să fumăm cu toții, să facem, să... E normal LGBT-ul și așa mai departe. Doamne ferește de asemenea normalitate. Și o să vă dau un exemplu concret. Din viața personală. Am niște prieteni buni, zic eu, care
până să mă cunoască, n-avea o relație cu biserica. Și noi ne-am cunoscut cam în perioada aceea cu votul pentru LGBT, cu prostiile, știți, cu familia tradițională pentru noi și alte dorințe pentru ei. Da. Și îmi spunea, de ce să mă duc eu atunci la referendum, că pe mine oricum nu mă interesează. Ca să nu intru într-un conflict cu el, că știți că cel mai deștept cedează, i-am explicat termenii teologici ai problemei, însă n-am intervenit în libertatea lui. Nu i-am impus, du-te să! Nu! Și Dumnezeu îngăduie următoarea lucrare. A plecat împreună cu familia în Anglia să presteze diferite munci. Și după câteva luni, vine cu ochii bulbucați la mine și spune, n-am crezut că efectul este atât de puternic. Despre ce efect vorbești? Acolo, în Anglia, stau bărbații unul cu altul pe stradă și se sărută ostentativ, așa și așa mai departe, toate tâmpenile. Și copilul meu ce face acum? El are o fetiță. Ce face copilul meu? Că mă întreabă și eu nu știu ce să le spun. Zic, păi bucurați-vă, fraților, de Duhul Ortodoxiei care a păzit România până acum. Bucurați-vă de acest Duh care a ținut cetatea întreagă. Dacă biserica cade, ne-am pierdut cu toții. De aceea trebuie să luptăm pentru cetate, pentru credință, pentru biserică. Să nu credeți că domnitorii care făceau mănăstire după mănăstire erau tâmpiți și nu aveau ce să facă. Au înțeles prin pronia divină, prin lucrarea lui Dumnezeu. Au înțeles dintr-un început că un neam nu se poate strânge decât în jurul domnitorului și când nu mai e domnitorul în jurul bisericii. Dar atenție, că și domnitorul vine să ia binecuvântare tot de la biserică. Orice domnitor este uns de biserică. Ceea ce vreau să spun prin aceste cuvinte este că fără credință, fără iubire, fără iubirea de neam, mă refer aici, ne pierdem ca structură dialogică care tinde către Dumnezeu ca un tot unitar.